Agricultorii sălăjeni sunt așteptați duminică la vot. În 59 de unități administrativ-teritoriale sunt pregătite birouri electorale, excepție făcând doar două comune. Nu va fi secție de votare în comuna Boghiș. Cei care vor dori să voteze vor fi nevoiți să se deplaseze până la Nușfalău, iar cei din comuna Cristolț vor merge la vot în Surduc. În cadrul unei conferințe de presă, președintele Comitetului Județean de Inițiativă, Mircea Ciocean, a declarat că există o listă suplimentară pentru acele persoane care nu se află la domiciliu și vor să voteze în altă parte a județului. Există și posibilitatea de a se vota pe lista suplimentară, având în vedere că alegerile se organizează la nivel de județ, buletinul de vot este același în oricare dintre secțiile de votare. Dacă cineva întâmplător ar trebui să voteze în Zalău, dar el este plecat, să spunem, la părinți, la țară, poate să meargă și pe baza unei declarații votează pe lista suplimentară, completează o declarație prin care el, de fapt, precizează că nu a mai votat în altă parte. Secțiile de votare vor fi deschise de la ora 8 până la ora 18. Buletinele de vot au 9 secțiuni, iar cel care se prezinte la vot trebuie să pună o singură ștampilă pe fiecare secțiune. Vineri, membrii Comitetului Județean de Inițiativă împreună cu toți membrii Comisiei Electorale Județene vor duce la secții ștampilele și buletinele, iar sâmbătă vor fi predate președinților de birouri electorale locale. Duminică vor fi alegerile, iar luni aceiași membri vor ridica materialele de votare și le vor aduce la Zalău. Săptămâna viitoare, luni și marți, se va face centralizarea voturilor, iar joi, conform calendarului, se vor anunța rezultatele parțiale. Cei care se consideră nedreptățiți pot depune contestație și abia după soluționarea acestora se vor afla rezultatele finale. În data de 20 noiembrie va fi prima convocare a Colegiului Județean rezultat în urma alegerilor. Cei 25 de membri aleși în urma voturilor agricultorilor, conform legii, vor intra în alte alegeri, respectiv cele pentru desemnarea președintelui, vicepreședintelui, secretarului și trezorierului. În cadrul aceleiași conferințe, președintele Comisiei Electorale Agricole, Vaida Beilo, a declarat că nu a fost ușor să organizeze aceste alegeri fără fonduri. Eu mă bucur că am ajuns și în faza asta. Vreau să vă mărturisesc că n-a fost ușor, mai ales având în vedere că nu are o susținere financiară, a fost destul de greu să găsim oameni pentru birourile secțiilor de votare locale. Dar uitați că prin insistență, prin mediatizare, și aici vă mulțumim și noastră că ne-ați ajutat, am reușit să constituim aceste comisii electorale în cele mai multe comune. Potrivit reprezentanților Camerei Agricole, instituția va trebui să-și găsească singură sursa de finanțare și pe viitor, chiar dacă este autoritate publică, o variantă fiind fondurile europene.